anul 2012, dacă nu mă înșel, am fost în majoritatea liceelor și școlilor din județ și am făcut un sondaj de opinie, iar majoritatea tinerilor au răspuns că au nevoie de practicarea sportului și activităților de timp liber. Și acesta a fost unul din motivele pe care le-am luat în calcul pentru derularea și desfășurarea acestui proiect. Alege mișcarea, fi independent! Un mesaj pe care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, în parteneriat cu Asociația Județeană Sportul pentru Toții Dâmbovița, îl adresează tinerilor dâmbovițeni printr-un concurs organizat în data de 14 iunie, începând cu ora 9 la Sala Sporturilor din Târgoviște. Acesta este structurat pe două probe în echipă, respectiv o probă teoretică de cultură generală cu tematica antidrog și o probă sportivă de fotbal mixt. Așteptăm înscrierile până joi, 12 iunie. Înscrierile se fac pe baza unor liste de participanți. Grupul țintă este format din elevi născuți între anii 2000 și 1998. Am zis că facem o selecție numai a 10 echipe pe baza primului venit, primului servit. În cazul în care solicitările vor fi mai mari, o să propun comisiei de organizare să acceptăm participarea tuturor echipelor, organizăm eventual un tur preliminar. În ceea ce privește regulamentul de desfășurare al competiției, prima etapă va fi proba de cultură generală cu tematica antidrog, care va avea o pondere de 50% în clasamentul final pe echipe. Teren vor fi 7, 4 băieți și 3 fete, portarul obligatoriu va fi băiat. Vor juca reprize de câte 10 minute, cu pauză de 3 minute între reprize. În caz de egalitate, se va apela la lovituri de departajare. Scopul principal este... Noi ne-am propus ca să stimulăm participarea elevilor dâmbovițeni la activități de petrecere a timpului liber ca o alternativă de prevenire a consumului de droguri. Am considerat că activitatea de petrecere a timpului liber și în special activitățile sportive reprezintă o formă ideală de prevenirea consumului de droguri, pentru că le oferim o altă alternativă elevilor și tinerilor în general. Câștigătorii vor primi diplome, mingi de fotbal și tricouri. Organizatorii manifestării sunt Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, Asociația Județeană Sportul pentru Toți, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița.